Produsele tradiționale încep să atragă din ce în ce mai mulți doritori. Un târg de astfel de produse s-a deschis în parcarea unui supermarket din cartierul Tineretului. Producători din mai multe zone ale țării, renumite pentru produsele pe care le fac în gospodăriile proprii, îi atrag pe giurgiuvenii produse 100% naturale. Cum merge vânzarea? Binișor. Așteptăm să vină clienții, ieri am venit prima zi și până duminică așteptăm să vină să deguste din produse, să-și cumpere. Am mai venit în Giurgiu. Sunt persoane care au cumpărat și care mai vin permanent. Așa. De unde sunteți? De la Curtea de Argeș. Și produsele sunt 100% naturale? Toate sunt naturale, dar sunt produse făcute în casă. Cașcavalul renumit de Argeș, cașul afumat, brânza, pastrama, cârnați tocați la bardă. Și există și posibilitatea de a negocia? Da, oamenii da. Prețurile cam mari. Sunt, dar nu sunt fixe. Fiecare spune, mai lași și lăsăm. Sunt pensiile mici, știm și noi cum este. Tradiționale, făcute în Arad, toate sunt făcute în casă. Ciocolată de casă, diferite sortimente, neagră simplă, albă cu neagră, cu nucă, salam de biscuiți, un caramel cu biscuite și nucă foarte bun, șerbet de casă, exact ca acela de pe timpuri, diferite arome, portocală, cacao, lămâie, căpșuni, trandafir, halviță, care se caută foarte bine. Sunt oamenii interesați? Cumpără? Da, da. Au fost. Cât de cât. Pentru prima zi a fost destul de ok. Unii spun că prețurile sunt cam mari. Există posibilitatea de a negocia? Nu, aici nu. Poate la alte standuri, dar la noi vă dați seama că nu avem ce să negociem. Haine de blană, căciul și articole de iarnă, specialități din carne de porc și vită, șorici, brânză și cașcaval afumat. Șerbet și dulciuri de casă sunt doar câteva din produsele care îi determină pe giurgiuveni să se oprească în acest târg. Prețurile sunt destul de mari pentru buzunarele acestora, însă comercianții spun că raportul preț-calitate este cel mai important. Căutați ceva anume? Da, da. Ce anume? O căciulă vreau să-mi iau. Cum vi se par prețurile? Și așa zis că la mica înțelegere că am mai trecut și nu eram pregătită. Da. Ce părere aveți despre faptul că au devenit o obișnuință de târgurile astea? Ba da, e binevenit, să știți. Chiar uite, nu mai mergem în centru. E aici cartierul nostru. Ce părere aveți despre produsele expuse aici? Eu știu ce să vă spun. Nu prea îmi place produsele astea. Nu vă plac cum arată sau sunt scumpe? Și sunt scumpe la preț. 300.000 kg de brânză. Ce drag. Ce părere aveți despre organizarea unor astfel de târguri în oraș la noi? Că au devenit obișnuiți. La noi, în oraș? Păi eu știu, măi, domnul, ce să vă spun. În străceasa de oraș aici, ce să cumpărăm la așa ceva? N-avem servici, n-avem nimic. Deocamdată acum am ajuns să le văd. Foarte bine arată, foarte frumos arată, dar nu știu, acum... Și prețul e cam scump. Nu știu ce să vă spun. Căutați ceva anume? La brânză mă uitam și mi se pare prea scumpă 300 kg. Un kilogram de cărnați de porc și vită poate fi cumpărat cu 35 de ron, la fel și cașcavalul afumat. La prețul de 40 de lei pot fi cumpărate pieptul și pulpa de porc. Diverse sortimente de brânză de oaie, capră și vacă la prețuri cuprinse între 15 și 30 de ron, dar și tradiționalul șerbet se găsesc în acest târg tradițional. Nu lipsesc nici dulciurile de casă, nucile caramelizate, bomboanele fondant și chiar turta dulce pentru cei mici. Așadar, până duminică mai aveți timp să treceți pe aici și să vă aprovizionați cu aceste produse.